Soția unui om de afaceri din județul Neamț este căutată de 2 zile de autorități. Femeia a fost dată dispărută de marți la amiază, după ce nu a mai răspuns la telefon. Mașina femeii a fost găsită pe malul râului Bistrița. Autoritățile iau acum în calcul și varianta unei sinucideri. Ai găsit ceva? Trage aproape. 2 tone de alcool și 45.000 de pachete de țigări de contrabandă. Asta au găsit polițiștii suceveni în urma unor percheziții la locuințele și magaziile din zona Pieței Mari, din centrul municipiului Suceava. Polițiștii au declanșat această acțiune după ce au constatat că în zona Pieței Mari sunt comercializate produse provenite din contrabandă. Marfa în valoare totală de 700.000 de lei a fost confiscată, iar proprietarii clădirilor sunt acum cercetați penal pentru contrabandă. Peste 80 de operatori economici au scos la bătaie peste 570 de locuri de muncă vacante, cele mai multe în municipiul Suceava. Bursa generală a locurilor de muncă a fost organizată simultan la Suceava și în localitățile Fălticeni, Rădăuți și Câmpulung Moldovenesc. Anul acesta este pentru prima dată când la bursă au participat elevi de liceu care au aflat astfel ce trebuie să facă după ce termină școala. Noutate în acest an o reprezintă participarea în a doua parte a bursei a viitorilor absolvenți, motiv pentru care la această bursă participă și domnul inspector general și noi ne propunem, dacă această participare dă roade, în viitor să organizăm burse speciale pentru viitorii absolvenți. Alături de oferta de locuri vacante pe plan local, persoanele interesate au putut consulta și solicita consiliere pentru a ocupa locuri vacante în străinătate, mediate prin rețeaua EURES a serviciilor publice din Europa. Inspectoratul de jandarm județean Suceava selecționează candidați, atât bărbați cât și femei, pentru a participa la concursurile de admitere în instituțiile militare de învățământ. Candidații pot opta pentru Academia de Poliție București, școlile militare de subofițeri jandarmi Drăgășani și Fălticeni, Academia Tehnică Militară București, Academia Forțelor Terestre Sibiu, Institutul Medico-Militar, Academia Forțelor Aeriene și la Școala Militară de Maestri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre. Admiterea în instituțiile de învățământ, care asigură formarea profesională a personalului necesar Ministerului Afacerilor Interne, se va desfășura potrivit graficului care poate fi consultat pe site-ul fiecărei instituții de învățământ. Jandarmii din cadrul posturilor montane Vatra Dornei și Câmpulung Moldovenesc au amplasat panouri de informare și orientare a turiștilor în 3 zone montane din județul Suceava, în baza unui proiect cofinanțat de statul elvețian. Panourile instalate la intrarea în Parcul Național Călimani și la intrările în rezervația Pietrele Doamnei dinspre izvorul Alb și Chiril sunt destinate orientării turiștilor aflați în trecere prin ariile naturale protejate, promovării atracțiilor turistice semnificative ale acestor areale, concomitent cu informarea în scopul conservării și protejării naturii. Etapa națională a competiției de CanSat se va desfășura anul acesta la Suceava între 14 și 17 aprilie. Competiția este adresată elevilor și profesorilor de liceu. Provocarea lansată de competiție este înglobarea tuturor subsistemelor majore ale unui satelit într-o doză de răcoritoare cu un volum de 330 de mililitri. Satelitul va fi lansat la o altitudine de aproximativ 1 km. Va efectua unele măsurători și va trebui să aterizeze în condiții de siguranță. 7 echipe din România vor concura pentru un loc la finala europeană, care va avea loc în luna iunie în Portugalia, în organizarea Agenției Spațiale Europene. Lansarea mini-sateliților se va efectua sâmbătă, începând cu ora 10 de la aeroportul Ștefan cel Mare din Suceava. Copiii și tinerii sunt invitați la cea de-a 10-a ediție a Festivalului de Teatru în Limba Română pentru Copii și Tineret, organizat de Asociația Promotorii Bucovinei, alături de Primăria și Consiliul Local Suceava, la Sala Teatrului Matei Vișniec. Manifestările încep luni cu secțiunea Monolog și Trupe, etapa locală. Concursul de interpretare, faza națională, categoria copii, secțiunile Monolog și Trupe, se desfășoară marți, iar miercuri are loc concursul de interpretare, faza națională, categoria tineri, secțiunile Monolog și Trupe. Fiecare zi se încheie cu festivitatea de premiere. Începând din această săptămână, Adrian Chiruț este noul antrenor principal al echipei locale de handbal CSU Suceava. Fostului tehnician al studenților, Răzvan Bernicu, i s-a propus funcția de antrenor secund. Odată cu preluarea șefiei băncii tehnice, Chiruț a renunțat la cariera de jucător. Nu puteam să fiu și în teren și în același timp să fiu și antrenor. A trebuit să renunț la partea de jucător, cu toate că nu m-am gândit așa de vreme, dar la un moment dat venea
venea și timpul să fac acest pas. Mă bucur că îl fac aici la Suceava și sper să duc echipa înapoi acolo unde am fost și unde am, pentru ce am luptat și eu anul trecut, să ajungem să jucăm din nou cu Europeană și să aducem din nou lumea la sală. Rapid Suceava caută să-și întărească lotul de jucători pe ultima sută de metri în încercarea de a evita retrogradarea în Liga a treia. Primul venit sub comanda antrenorului Costel Ilie este englezul Richard Bailey Kyle, un fundaș central în vârstă de 23 de ani. Vom vedea săptămâna viitoare dacă ne poate ajuta sau dacă nu. Îi mulțumim și să fiecare pe drumul lui. Pe lista jucătorilor străini care ar putea ajunge în aceste zile la Suceava, se mai află doi bulgari și doi croați.